cetățile în fața lui Hristos, în fața puterii lui mântuitoare. Deschideți-i granițele statelor și sistemelor politice și economice, ale vastelor domenii ale culturii, civilizației și dezvoltării. Să nu vă fie frică. Hristos știe ce se află în om. Știți cum a rezonat asta în mine când am auzit-o? Pentru că fiecare om știe cât de adânc păcătos este. Ori afirmația Hristos știe ce în fiecare om este un fel de a-ți spune nu poți păcătui atât de mult încât să contrazici iubirea mea pentru tine. Exact. Exact. Știți, și în asta el citează pe Cinchelici, Covadis. Știți? Și chiar, dacă permiteți numai o mică reflexie, pentru că acolo în Covadis, lui Cinchelici, care a avut așa multe ediții în limba română, este această scenă impresionantă. Vorbește cel care a trădat, din cauza lui mii de creștini au fost martirizați, știți? Și el, în moment dat, ajunge la disperare. Și vorbește cu un apostol și întreabă, pentru mine este milă? Și aude din gura acestui apostol care spune, mare, se poate distruge aruncând pietre? Se poate aseca mare aruncând pietre? Știți, acesta, să nu vă fie frică, se apropiați la Domnul, care știe ce este în inima lui. E într-un fel de a aduce încă o dată bună vestire, de a aduce încă o dată Evanghelia oamenilor. Și în sensul ăsta, Sfântul Părinte a re-evanghelizat milioane de credincioși. Exact. Și, domnul Horia, dacă permiteți, eu am văzut o misiune care ați făcut odată, prezentând cartea care a fost scrisă prietenul meu, Carol, este apărut o carte despre care ați vorbit și am văzut cum ați vorbit, am văzut această comovere inimii sinceră, profundă. Și de aceea am îndrăznit, prin interesa, să vă caut, știți? Bine ați făcut! Cuvintele cu care a încheiat primului discurs sunt astea. Hristoase, fă-mă să ajung să fiu și să rămân servitorul puterii tale, servitorul blândei tale puteri. Fiecare cuvânt spune. Servitorul puterii tale ce nu cunoaște sfârșit. Este putere, este blândă și este infinită. Fă-mă un servitor, a spus Papa. Fă-mă un servitor, da, servitor al servitorilor tăi. Deci nu servitor al Domnului, că asta e încă o sursă de trufie. Că eu sunt servitorul lui Dumnezeu direct. Nu, eu sunt servitorul lui Dumnezeu numai fiind servitorul servitorilor tăi. Știți, și într-adevăr, el era servitor servitorilor, că el cu această umilință lui, când se vorbea cu el, vorbind cu el, se avea impresie că nu are nimic important. Principalul lucru este de a asculta, de a primi persoana care vorbea cu el. Era ceva impresionant, că știți. Și cum el știa să asculte pe oameni. Și în același timp era și tare, știți, știa să fie cum s-a întâmplat în Nicaragua. Cum el vorbea tare, că știți. Eu țin minte cum el vorbea când era procesiune Corpus Domini a Cracovia și guvernul comunist a introdus în Constituție un articol că prietenia cu Uniunea Sovietică face parte de esența țării. Și atunci episcopii, știți, el a protestat și cum vorbea tare, era pe vremea comunismului, era, și spune că împotriva națiunii întregi nu se poate folosi legea pumnului. Știți, țin minte acest gest că v-a arătat, știți, și pentru că era blând, era este tot de când în când, știți, era și om care arăta puterea. Avea o putere extraordinară. Am mai înțeles un lucru din această carte. Cum anume poți să faci politica credinței? Pentru că dacă disociezi politica de credință și spui că atingi scopurile credinței cu ajutorul politicii nude, este complet greșit. Cred că asta a fost eroarea
a ceea ce s-a numit ostpolitik din partea Vaticanului, politică reprezentată de cardinalul Cazaroli. Ideea că există o convergență a sistemelor și că din punct de vedere politic trebuie să ajungem la o înțelegere între state cu regimurile comuniste. Noi știm că ele sunt criminale, dar în felul ăsta o să obținem anumite concesii și ajungem la o înțelegere. Ori părintele Ioan Paul al II-lea a făcut complet diferit. El a plecat de la cuvântul lui Dumnezeu și de la statutul integral al omului. Exact. Și atunci a făcut o politică a credinței, nu o politică în vederea credinței. Da. Da. Și în felul ăsta a putut să nu piardă deloc credința și să facă și cea mai eficace politică. Sigur. Pentru că politica asta a dărâmat regimul comunist, exact, până la urmă. Exact. Și el nu a ținut discursuri politice când a venit în Polonia. A ținut discursul credinței. Da. Și asta i-a năruit. E, asta am înțeles și nu știam înainte. Pentru că în mine lucra vechea prejudecată a lui Machiavelli. Că domeniul politic este deosebit strict de domeniul moralei. Și că cine face o politică cu morală, face o politică ineficientă. Ei bine, cardinalul Cazaroli, în ciuda sfințeniei, în ciuda bunelor intenții, în ciuda talentului lui personal extraordinar, s-a înșelat. Exact. Știți, și acest semn, Sfântul Părinte era împotriva multora în Occident, știți, chiar în casa, da, lui, care gândeau așa. Sigur. Și el știa să aștepte. Și chiar, dacă vedeți în enciclica Solicitudo Rei Socialis, în discursul care el a ținut la ONU în 95, cum el vorbește despre anul 89 și consideră, de exemplu, în Solicitudo Rei Socialis, este un capitol numai vorbind despre acest an, spunând că atunci s-a terminat al doilea război mondial, nu în 45. Așa e. Și vorbea, știți, tare, și vorbea acest discursul care a ținut la ONU în 95, spunea despre acest puterea celor care au fost lipsiți de putere. Și vorbea despre solidaritatea care a dărâmat aceste ziduri. Știți, și chiar Cazaroli, care spunea ostpolitik, știți, chiar, adică cum spuneți că de fapt a găsit un status quo în situația. Și venea, știți, venea la Varșovia, că era cardinalul Wyszyński, care era, știți, considerat ca un rege non-coronat în Polonia. Adică, cum eu spun asta, cum era perceput în casa, dar părinții mei, pentru că am crescut ca mic și vedeam, știți, și ca un rege neîncoronat. Rege neîncoronat. Și Cazaroli, când venea, oamenii erau preocupați dacă nu ne vin, știți, pentru că cei care reprezentau acest sistem sunt excepțional de abil, știți, de a prinde. Și chiar, țin minte că eram preocupat cu ce se va întâmpla acum. Și totuși, când Sfântul Părinte, și asta e măreția lui, că știți, el, când a devenit papă, primul secretar de stat era cardinalul Vio, care era un francez. Al doilea era chiar Cazaroli. Și Sfântul Părinte știa mai bine care sunt situațiile. Totuși ținea pe el acolo. Și după ce a murit Vio, l-a numit pe Cazaroli. Exact. Exact. Ceea ce a fost o măsură extraordinară. Sigur. Știți, da, pentru că el a realizat, pentru că vorbeam despre Wyszyński, și când a murit Wyszyński, s-a realizat cuvinte din Cartea Înțelepciune, care spune și dușmanii, omul înțelept devin prietenii lui. Și chiar când era înmormântarea lui Wyszyński, comuniștii erau în prima filă, știți, erau prezenți, că vroiau să fie arată, vorbeau frumos de către el, că știți, marele adversar. Mare adversar, pentru că Wyszyński, știți, eu țin minte că când aceste predici care el ținea și solidarność, dacă s-a născut, știți, marea parte era meritul lui Wyszyński, pentru că el totdeauna spunea despre drepturile oamenilor, că nu se poate, că sistem politic se calcă valorile oamenilor, că știți, nu, și asta
Lumea se simțea ridicată sus.